Cine te-a învățat pe tine să faci afaceri? Ce ai făcut tu? Sau ce afacere ai făcut tu până acum? Business-ul nu se face cu câți bani ai tu. Business-ul se face cu câți bani cere el. Rămâi singur la un moment dat, dar nu trebuie să disperi, pentru că e ceva normal. Da? E ceva normal să rămâi singur când lucrurile nu-ți mai merg bine. De ce ar mai sta oamenii lângă tine, nu? Ca antreprenor, în fiecare zi ai ceva de plătit. Bucurii divine tuturor, bucurii divine Bogdan Dumitru. Salut, salut! Vă bucur să te cunoști și să facem un podcast și fizic, an jumătate de la primul nostru podcast online, în care s-au întâmplat foarte multe lucruri și nu m-am documentat legat de tine, ci am avut acea energie și am dat drumul la treabă. Da. Și îți mulțumesc că mi-ai acceptat cererea și acum 1 an jumătate, fiind începător în acest domeniu al podcasturilor și neștiind cu ce se mănâncă neapărat, ci având dorința de a vorbi cu oamenii. Cine ești, Bogdan? Cum ți-ai dezvoltat, de fapt, online business? Online business România, vrei da, să spui? Grupul? Da, sau? Da, grupul și afacerea până la urmă. Cum ai avut această direcție? Sunt două lucruri diferite, partea de business și partea cu grupul online business România. Grupul l-am făcut în 2020, când a început pandemia, Parcă în 2020 a început, nu? Și l-am făcut pur și simplu pentru că stăteam foarte mult în casă, cum trebuia să stăm cu toții, și am observat chestia asta cu interzicerea reclamelor pe anumite grupuri. Și am zis să fac un grup în care toată lumea să aibă voie să-și facă reclamă, să promoveze, că exact asta am și scris în descrierea grupului. Am mers pe ideea asta cu sloganul ăsta, ieși în față, oamenii să iasă în față. Da. Bine, asta cu ieși în față a apărut mai târziu, undeva la vreun an jumătate, pentru că am văzut acolo foarte mulți oameni care aveau proiecte interesante, da? Oameni care, despre care nu știai, că n-aveai de unde să știi. Proiecte interesante, dar micuțe, că aici vorbim, să fie clar, eu, în primul rând, vorbesc din perspectiva antreprenorilor mici. Da? Antreprenori mici la început de drum, chiar dacă am început de peste 10 ani, cu toate astea nu am depășit niciodată pragul ăsta de afacere mică, întreprindere mică. Da? Deci vreau să menționez asta încă de la început, pentru cei care se uită să știe că din perspectiva asta vorbesc eu. Bun, și aici în grupul acesta, după 1 an jumătate de activitate, am descoperit destul de mulți oameni interesanți, ambițioși, cu proiecte frumoase, și a apărut chestia asta cu ieși în față. Am început să îndemn să iasă în față, să posteze, să facă filmulețe. Știi foarte bine că am făcut și foarte multe live-uri. Da. Am avut Busy in 5, în care 5 minute în fiecare dimineață ieșeam în față printr-un live cu câte cineva. Am avut și câte 4-5 live-uri chiar în anumite săptămâni. Bun, și grupul s-a dezvoltat foarte mult și singur și organic. Nu am investit niciun leu în promovarea lui. Da. S-a dezvoltat datorită celor care au început să posteze, datorită mie că am făcut activitate și a ajuns unde a ajuns. Acum are 24.000 de membri aproape, însă acum, în momentul ăsta în care vorbim noi, el este în cădere liberă, să spun așa, sau în stagnare, pentru că eu nu m-am mai ocupat de el, nu am mai avut nici starea necesară, nici timpul pentru acest grup, și automat când administratorul sau fondatorul nu se mai ocupă, nu mai au nici ceilalți tragere așa să iasă în față singur, să posteze, cu toate că sunt în jur de 7, 8, 10, 12 postări în fiecare zi. Da. Nu s-au mai întâmplat tot felul de activități cum se întâmplau până acum, pentru că în primii ani făceam tot felul de concursuri, tot felul de proiecte interesante pentru toți, unde am oferit și premii, și în cursuri, oamenii s-au strâns, au oferit și ei premii în produse, în servicii. Deci a avut o perioadă de glorie, să spun așa, după care, de anul ăsta, anul 2023, de la începutul anului până acum, deci sunt, uite, 8 luni,
Nu m-am mai ocupat, cred că am pus, cred că 5-6 postări tot anul în total până acum și automat grupul a început să scadă, da? Nu a mai fost așa activitate, însă merge doar din punctul ăsta de vedere, oamenii își mai postează, mai fac o reclamă, mai cer o recomandare, un sfat. A ajuns în momentul de față un grup așa simplu, basic să-i spun, da? Iar de ce nu m-am mai ocupat de el eu? Pentru că am trecut prin niște situații mai dificile din punct de vedere al afacerilor, că asta spuneam și la început, că este o diferență între ce business-uri am făcut eu și grupul ăsta. Grupul a apărut mai mult ca un hobby, ca da, ceva făcut în timpul liber, iar business-urile pe care le aveam atunci și pe care le am acum mai puține, bineînțeles, nu prea au avut neapărat legătură cu ele. Dar ce vreau să spun este că o astfel de comunitate te ajută și implicit pe tine ca fondator, ca membru activ, te ajută să-ți creezi o oarecare notorietate în domeniul în care tu activezi, pentru că lumea te vede mereu acolo, te vede că ești activ, te vede că postezi, că vorbești despre ceea ce faci, mai oferi un sfat, o recomandare și crezi, atragi atenția asupra ta. Dar să știi că, uite, și tu ai început cumva pe drumul ăsta, da, și chestia asta nu vine doar cu lucruri bune. Vine și cu lucruri mai puțin plăcute pe care trebuie să știi să le gestionezi. În primul și în primul rând, poți să intri în contact, cum poți să intri în contact și cu foarte mulți oameni de calitate, cum mi s-a întâmplat și mie, chiar am cunoscut, adică pentru mine a fost extrem de benefic grupul acesta, pentru că am cunoscut foarte mulți oameni, da, pe care n-aș fi putut să-i cunosc fără grup. Dar de asemenea mai cunosc și alți oameni cu care pur și simplu asta este realitatea, îți pierzi timp. Oameni care vor doar să profite din colaborările cu tine, dar nu neapărat într-un sens rău, să nu mă înțelegi greșit. Da. Vor să lucreze cu tine, dar colaborarea să fie cumva, câștigurile să fie doar de o anumită parte. Mai apar și neînțelegeri, poți să lucrezi cu unele persoane și să nu te înțelegi cu ele și să apară divergențe. Corect. Pentru că tu ești singur. Da? Deci tu ești singur acolo și vin către tine mai mulți oameni. Și da? Nu te-ai gândit ca în grupul de Facebook să faci mai mulți admini care să gestioneze site-ul? Am făcut. Grupul? Cred că grupul ăsta a avut și are cei mai mulți admini și moderatori. Dar cam 90% din ei tot la fel. Eu am pus pe oricine. Și asta a fost o politică, asta a fost politica. Oricine dorește să fie admin sau moderator și să se ocupe de grup, să fie cât mai prezent, să-și facă live-uri, e liber să o facă și am pus absolut pe fiecare persoană în parte care mi-a cerut acest lucru. Însă și aici 90% dintre ei au folosit chestia asta, să zic așa, doar în scopul lor, adică nu, ceea ce e ok până la urmă, nu e de condamnat, dar nu au oferit nimic și grupului, adică cum spui tu, hai să ajutăm și grupul, sunt câteva persoane pe care chiar vreau să le menționez, uite, Andrei Isip, care mă ajută foarte mult cu ce face pe acolo. M-a ajutat și Alexandru Diaconu, Ionuț Huiu, care e și el de la început acolo și s-a implicat în grup și în administrarea lui. Și ceilalți care nu aș fi vrut neapărat să implice, dar aș fi vrut să fie mai activi cu propriile business-uri, să posteze mai mult și în felul ăsta să mențină engagement-ul pe grup. Dar, în fine, lucrurile s-au schimbat odată ce a trecut și pandemia, sau nu am mai fost chiar toți non-stop online. Corect. Sau ai văzut și tu, au început evenimentele offline, că ne-am întâlnit, da, și pe acolo la câteva da, bootcamp-urile și e cumva normal să mai scadă orice comunitate. Da, nu doar asta, pentru că pe lângă faptul că am avut niște perioade mai dificile și n-am avut timp să mă mai ocup, m-am mai ocupat și am mai fost la fel și fel de evenimente, am mai organizat și eu evenimente, știi? Și automat că nu mai ești 100% concentrat doar în mediul online. Corect. Și cum împaci mediul online cu viața de zi cu zi, adică cu mediul fizic, cum le îmbini?
personal. Le-am îmbinat destul de bine, zic eu, până anul trecut în decembrie, până în 2022 în decembrie, când am făcut vreo 9 evenimente fizice, continuam activitatea și în online, dar cumva cred că mă implicasem în prea multe și la un moment dat am clăcat și am zis că e cazul să iau o pauză, știi, să dau un reset, să iau de la capăt, să vedem, să triez puțin lucrurile, să vedem de ce merită să mă ocup și de ce nu merită să mă ocup. La început au mers bine, pentru că, cum să zic, nici nu îți dai seama, le făceai pur și simplu din inerție, așa, da. Știi, adică, dar vezi tu, se acumulează în timp și stresul și oboseala și asta e foarte mare atenție cu toți și tu, că și tu umbli foarte mult, te duci la evenimente, faci și pe online, faci și offline, podcasturi. Trebuie să ai grijă să gestionezi, să fii foarte organizat, să nu ajungi la burnout, cum corect, se vorbește. Și că tot am adus acest lucru în discuție, burnout-ul și faptul că facem mai multe lucruri deodată. Ultimul eveniment mare unde am participat a fost Sala Palatului și acolo am și cântat la Handpan în fața la mii de antreprenori. Și i-am pus o întrebare lui Căzănescu și aceea a fost cum să am mai multă claritate în viață. Da. Și el mi-a spus să nu fac mai multe lucruri deodată. Adică și fix lucrul ăsta tot l-am în gând, îl văd, însă tot ne-a stâmpărat, sunt într-un fel, fiindcă vreau să le îmbin, adică îmi place și să cânt, să fac evenimente, să merg la evenimente, să cânt, însă îmi place și acest lucru care îl fac în acest moment, să vorbesc cu oamenii, să cunosc oameni și să fac podcasturi prin editare video și aceste lucruri să le îmbin. Și da, poate într-un fel sau altul, în acest moment nu sunt conștient de lucrurile care se pot întâmpla, cum ai spus tu, de burnout, însă îmi place și energia care mi se creează îmi dă boost-ul de a continua și a merge mai departe. Tu cum vezi acest lucru, Bogdan? Da. Tu unde ai văzut, că tot ziceai că făceai mai multe lucruri, ce făceai mai mult? Adică care erau afacerile, care sunt afacerile în care ești și vezi că faci mai multe lucruri deodată? Și cum afectează asta? Înainte să-ți răspund, vreau să zic, apropo de ce ai spus tu, în momentul de față ești mânat de entuziasm. Corect. Și e normal. Dar uite, cum zici că ți-a spus și Căzănescu să nu faci mai multe lucruri deodată, este bine. Și nu doar pentru că nu ajungi la burnout, dar dacă nu faci mai multe lucruri deodată, o să ajungi să faci acel lucru foarte bine. Pentru că exact asta mi s-a întâmplat și mie. Faci foarte multe lucruri, 4-5 lucruri, tu poate le faci bine în capul tău, că ți ies, dar nu o să ajungi să le transformi într-un business real din care să câștigi. Pentru că tu îți împarți energia, poate și banii, în 4-5 locuri. Și la început, acum știm cu toții că în momentul când începi niște lucruri, nu prea vin bani. Nu prea vin. Tu le faci și investești timpul tău, banii tăi și ulterior, într-adevăr, vin. Dar cu toate că e greu pentru tine, pentru că tu ești pasionat de toate. Cum de altfel toți care fac mai multe lucruri deodată sunt pasionați de toate. Dar uite, tu l-ai întrebat cum să ai mai multă claritate. Claritatea asta trebuie să o găsești tu, să vezi care lucru îmi place cel mai mult și din care câștig cel mai bine. Pentru că și despre asta este vorba. Normal. Este vorba și despre bani. Adică nu trebuie să fim ipocriți, să zicem că facem totul din plăcere. Facem din plăcere, dar o facem și pentru că ne trebuie bani. Corect. Bun. În ceea ce mă privește pe mine, în momentul de față, acum, sunt în continuare cofondator alături de o firmă din Cluj la proiectul și la platforma NovaConta.ro, da, care este singura platformă de facturare din România gratuită lifetime pentru toți utilizatorii și așa va fi întotdeauna gratuită, adică oamenii pot factura acolo gratis. De curând și cei cu magazine online în e-commerce își pot integra modulul nostru și pot avea facturi tot la fel gratuit, iar sistemul nostru de monetizare este prin sponsorizări. Avem, dacă intri pe novaconta.ro, avem acolo mai mulți sponsori care rulează și pe toate paginile pe care intri, pagina de autentificare, înregistrare, facturare, absolut tot rulează acești sponsori care practic susțin acest proiect în schimbul unei promovări. Da.
Așa, mă rog, fondatorul acestui grup Online Business România, care în momentul de față nu produce nimic, deci este un spațiu digital unde oamenii își pot promova afacerile. Până anul ăsta au fost și proiecte acolo din care monetizam, live-urile, promovări directe și așa mai departe. Și mai lucrez pe cont propriu, pe partea asta de marketing, lucrez cu diferite firme și mă ocup de partea lor de promovare online. Da? Da. Și cum vedem și aici, că suntem în biroul Atragem Finanțare din București, ei sunt unii din clienții pentru care lucrez și mă ocup de tot ce înseamnă promovarea în mediul online. Minunat. Deci cam asta fac acum, foarte puțin față de ce făceam, dar trebuie să ai puterea să iei de la capăt. Eu practic am luat-o din nou de la minus, cum că așa se întâmplă când pierzi într-o afacere, când falimentezi, da. Nu rămâi pe zero, rămâi pe minus. Da. Ce afacere ai dat faliment, Bogdan? Da, păi am mai vorbit, am încercat la un moment dat, am avut afacerea Amazon Rehab în care am preluat foarte multe produse de la cei care vindeau pe Amazon și nu mai aveau succes. Da. Le-am preluat și cu gândul de a le comercializa pe alte platforme gen eBay, Etsy și multe alte platforme. Ei oricum nu mai aveau ce să facă cu produsele pentru că afacerea nu le mai mergea și mie mi-a venit această idee să o resuscităm cumva împreună. Eu să vin cu partea asta de logistică online, să creăm conturi, am creat conturi, am preluat produsele, am lucrat cu un depozit din America, unde am trimis toate produsele acolo și timp de un an de zile am încercat să punem pe picioare acest sistem în care să vindem din depozitul respectiv pe celelalte platforme produsele acestea ale oamenilor la un preț foarte, foarte mic. Da. Asta a fost gândirea și credeam că va fi un proiect de succes, însă nu a fost un proiect de succes, a fost dimpotrivă total falimentar pentru absolut toată lumea, pentru cei care au colaborat cu noi și au adus produsele, le-au pierdut. Eu și cu echipa mea care am creat proiectul ăsta am pierdut banii pe care i-am investit noi, am făcut și un credit, am investit și banii aceia și proasta administrare a acestui business, estimarea proastă a bugetului inițial, da, au dus către un faliment, un eșec total, care s-a lăsat cu pierderi financiare, cu firme închise, falimentate, cu procese din partea colaboratorilor, din partea băncilor, din partea statului, din partea tuturor și dintr-o dată m-am trezit cu foarte multe probleme și foarte puțin bani. Și ce ai fi făcut diferit? Ce ai face diferit în acest moment dacă te-ai confruntat fix cu, da, acest lucru? Foarte bună întrebare. În primul rând, nu m-aș mai băga într-o afacere care e de 10 ori peste nivelul meu de cunoaștere. Și cum îți poți da seama că e de 10 ori? Dacă ești deștept. Dacă ești deștept. Dar eu n-am fost. Eu n-am fost și la fel am fost și o mânat de entuziasm că se întâmplă chestia asta, dar trebuie să fii inteligent, trebuie să fii educat. Pentru că dacă ești educat și analizezi foarte bine situația, nu ai cum să pățești așa ceva. Pentru că ce s-a întâmplat? Ideea nu a fost proastă, însă managementul meu a fost prost, pentru că nu știam să gestionez o afacere, da, la nivelul ăsta. Și cel mai important, înainte de toate, ce am învățat eu și am mai spus-o, că am și scris despre asta pe grupul Online Business România, este estimarea corectă a bugetului inițial de investiții. Pentru că eu am făcut o estimare de vreo aproape 100.000 de euro. Da. O parte din bani i-am avut, cealaltă parte i-am luat prin credit. Și am zis, cu ăștia 100.000 de euro punem pe picioare această afacere. Însă în momentul în care am început-o și lucrurile s-au desfășurat, mi-am dat seama că estimarea asta de buget era foarte, foarte mică, de 5-6 ori mai mică decât ar fi trebuit să fie. Dar mie mi s-a părut chiar foarte bun bugetul atunci. Și am investit destul de mult în birouri, în angajați, în colaboratori, da, în
multe cheltuieli. Bun. Și mai departe, deci asta, estimarea bugetului inițial, asta e foarte important. Deci oamenii trebuie să știe foarte bine, să estimeze foarte bine bugetul pe care trebuie să-l investească. În orice afacere care vor să creeze. În orice afacere, da, în orice afacere. Trebuie să estimezi bine și trebuie să te gândești la tine de unde vii tu, de unde provii, din ce mediu provii tu, da? Cine te-a învățat pe tine să faci afaceri? Ce ai făcut tu? Sau ce afacere ai făcut tu până acum, da? Pentru că eu am vândut servicii. Servicii de marketing, servicii de web design. Și să treci de la modelul ăsta de afacere la modelul ăsta de logistică, da, adică care e de 100 de ori mai mare și mai greu, e o foarte mare greșeală. Adică, practic, eu am sărit vreo 10 pași. Dar din entuziasm, din, nu știu, prostie, ambiție, am făcut chestia asta și am greșit. Deci nu, asta aș fi făcut altfel. Aș fi estimat, m-aș fi educat foarte mult înainte, m-aș fi documentat foarte mult în ceea ce privește domeniul acesta. Da. Aș fi lucrat cu cineva mult mai inteligent și mai pregătit decât mine să mă ajute să estimez bugetul inițial de investiție și aș fi luat-o treptat, da, până să ajung la punctul de a avea, de a lucra cu un depozit și de a face un astfel de business. Da, lua 60, practic am luat 60 de colaboratori care au venit fiecare cu o medie de 5-700 de produse. Deci fă calculul 60 ori 500 de produse. Aș fi început treptat. Aș fi început cu 2-3, să zic. După aia cu 5-6, cu 7-8-10-15. Însă eu m-am aruncat din prima, cu toți am avut, știu, da, am avut încredere, pot să zic că am avut încredere, dar uite că nu e bine câteodată să ai așa de mare încredere și să te arunci cu capul înainte. Eu asta am făcut și aș fi mult mai atent. Deci ce aș face diferit, aș fi mult mai atent, da. Aș analiza mult mai bine lucrurile, m-aș documenta mult mai bine și, cel mai important, mi-aș lua în echipă alături de mine un om care a lucrat într-un model de business ca cel pe care vreau eu să-l fac și fie să-l plătesc dacă îmi permit, fie să-l iau ca colaborator, adică să am pe cineva mult mai deștept decât mine, mult mai experimentat în domeniul respectiv cu care să pot să mă consult. Pentru că ajungi, cum am ajuns eu la un moment dat, în care ți se sparg toate în cap ție, toată lumea se uită către tine, ce facem acum și tu nu știi nici tu ce să faci, pentru că habar nu ai. Corect. Și na, atunci clachez. Deci revenim la chestia asta, cum vorbește toată lumea, să ne educăm, să ne documentăm, dar, mă rog, e multă educație slăbuță pe internet. Corect. Și de aceea este necesar, consider, să găsești un om care a ajuns la un succes și direct să te duci la el, adică să... Un om care este experimentat, corect. Care fie a făcut un business asemănător, fie a lucrat la o firmă care a făcut un business asemănător, sau, nu știu, să mergi tu să lucrezi la o companie de genul ăsta, eu știu, să faci un internship de 3, 4, 5, 6 luni. Da, sunt multe, știi cum e. Acum, după război, mulți vite se arată. Acum știu ce aș fi făcut. Dar întrebarea este de ce nu m-am gândit atunci, da? Pentru că totuși veneam cu o experiență, mai că făcusem câteva afaceruțe la viața mea, dar de ce nu am avut atunci? Asta este întrebarea pe care mi-o pun eu, mie. De ce nu m-am gândit atunci, înainte asta? Pentru că aveam o mare responsabilitate. Responsabilitatea tuturor celor cu care am colaborat, da. Și mi-au dat produsele, responsabilitatea celor pe care i-am angajat, responsabilitatea celor care s-au alăturat ca parteneri, responsabilitatea creditelor, responsabilitatea banilor pe care i-am făcut și am investit, adică foarte multe responsabilități aveam, dar atunci nu m-am gândit la toate lucrurile astea. Pur și simplu le-am pus pe hârtie așa cum am considerat, da. Eu, am zis banii ăștia i-am și cu ăștia fac, dar nu se face așa. Deci nu se face așa. Business-ul nu se face cu câți bani ai tu. Business-ul se face cu câți bani cere el. Business-ul respectiv, da? Exact. Pentru că dacă tu vrei să-ți faci o gogoșerie acum și ai 130 de lei, nu, da. Poți te duci să-ți faci o gogoșerie. Dacă gogoșeria aia, business-ul ăla cere 5.000 de lei, ție 5.000 de lei îți trebuie. Nu trebuie să faci tu pe nebunul și pe ambițiosul cum am făcut eu. Nu, domnule, eu o fac 130 de lei pentru că am eu făină, mai mi-aduce mama zahăr, știi? Cam asta e. Corect. Și acum vreau să luăm în discuție, Bogdan, un element foarte important.
cât de important sunt oamenii în business, în afaceri, cum îți alegi oamenii și cum ai învățat să vorbești cu oamenii, Bogdan, deoarece observ că nu din neant sau a crescut acest grup de business din online, nu din neant ai găsit colaboratori cu care să faci afaceri, ci din contră, te-ai educat și ai învățat anumite aspecte și skill-uri în această artă a comunicării cu oamenii. Și cum ți-ai dezvoltat-o, Bogdan? În primul rând, oamenii în business sunt cei mai importanți. Deci fără oameni nu poți să faci nimic. Fără angajați nu poți să faci nimic. Fără colaboratori, fără manageri, nu poți să faci, nu poți să te dezvolți. Poți să rămâi freelancer, da. Poți să rămâi freelancer și să mai faci câte un gig din ăsta minor și să câștigi niște bani. Dar ca să îți creezi un business, să îți creezi un mecanism, ai nevoie de management foarte bun și de oameni angajați care să urmeze managementul respectiv, da? Iar în ceea ce privește comunicarea și faptul că am reușit de-a lungul timpului, da, să am și colaboratori și parteneri, a fost pentru că oamenilor le place să urmărească pe cineva care are o ambiție, care este vizionar, care e creativ și așa îi atragi, așa îi atragi pe oameni, prin curajul tău, prin ambiție, prin viziune. Pentru că eu în toate proiectele pe care le-am început, chiar dacă nu s-a întâmplat mare lucru cu ele, da, ele au fost și sunt în continuare proiecte utile, dar faptul că nu am avut bugetele necesare sau managementul necesar sau n-am fost eu destul de inteligent să le duc mai departe, asta nu înseamnă că n-am avut viziune să creez proiecte. Și oamenii se alătură, cum și eu mă alătur altor oameni pe care îi apreciez și îi văd mult mai experimentați decât mine, mult mai inteligenți, mult mai vizionari. Pentru că noi în domeniul ăsta asta facem, trebuie să ne ducem în mediile astea din care avem ce să învățăm și să cunoaștem oameni alături de care ne putem dezvolta. Iar apropo de grup, eu nu cred că am făcut mare lucru în afară de faptul că am lăsat această libertate cu promovarea, adică hai să avem un grup în care să promoveze toată lumea, că n-avem nimic de pierdut dacă te promovezi tu sau încă 10 ca tine. Asta e ideea lui. Și oamenii au reacționat și au fost atrași de ideea asta pentru că în alte grupuri nu puteau să o facă. Erau excluși. Da, și aici am venit cu lucrul ăsta nou. Asta s-a întâmplat. Dar și ca să continui răspunsul la întrebarea ta cu oamenii care vin, care se alătură și așa mai departe, oricărui om se poate întâmpla acest lucru. Orice om poate atrage alături de el alți oameni cu care să lucreze, să colaboreze, în momentul în care el este foarte bine la timpul respectiv. Dacă tu ești foarte bine la un moment dat, ai niște proiecte, îți merg lucrurile ok, lumea vine la tine, da? Lumea vine pentru că vrea să lucreze cu oameni pe care îi consideră că au succes. Problema e altă. Ce se întâmplă când nu mai ai? Uite, când o dai în bară sau faci o greșeală, corect, sau te împiedici. Corect. E, atunci toți pleacă, spun eu. Deci toți. Nu rămâne niciunul. Poate rămân așa ca prieteni să-ți mai dea o cafea că ai rămas fără bibric. Da? Dar să rămână acolo și să zic, hai să vedem ce facem, nu se întâmplă asta. Pentru că toți oamenii sunt atrași de către cineva care are un proiect de succes în momentul respectiv și poate să-i ofere ceva, o răsplată. Nu contează. Răsplata poate fi în bani, poate fi în alte contacte, poate fi în a-l introduce în alte medii și e normal să-i atragi și să fie pe lângă tine. Și nu zic că fac și ei ceva, că mulți fac, mulți sunt responsabili și sunt de bun simț și participă și cu ceva acolo. Dar uite, cu toate că a fost destul de greu să treci printr-o perioadă din asta așa în care să pierzi tot, am învățat și lucrul ăsta. Și dacă până acum, eu știu, îi acuzam pe cei care plecau sau te arătau cu degetul, acum nu-i mai acuz, pentru că n-am de ce. E normal ca ei să-și urmeze interesul.
e logic, dar asta e foarte important de spus, rămâi singur la un moment dat, dar nu trebuie să disperi, pentru că e ceva normal. Da? E ceva normal să rămâi singur când lucrurile nu-ți mai merg bine. Că de ce ar mai sta oamenii lângă tine, nu? De ce ai mai stat tu, spre exemplu, lângă mine dacă ai lucrat cu mine când mi-a mers un business și după aia nu mai merge? De ce ai stat? Pentru că n-ai de ce să stai, pentru că ai și tu viața ta, trebuie să te duci în altă parte, să continui să câștigi. Da? Ei, în momentul ăla poate ai tendința să-i judeci și să-i cataloghezi. Correct. Dar asta este din cauza faptului că ești tu foarte frustrat atunci și ești foarte supărat. Dar uite, timpul te învață că este ceva normal. Și asta te face să devii mai responsabil. Eu, spre exemplu, pe mine m-au maturizat foarte mult întâmplările astea și m-au făcut să fiu mai responsabil, să fiu mai atent atât la oamenii cu care lucrez, cât și la planurile de business pe care le fac. Acum, în momentul acesta, ți-am zis ce fac, cu ce mă ocup. Sunt într-o perioadă în care încerc să mă liniștez mental, să fiu eu bine cu mine. Fac aceste servicii, aceste mici business-uri, să le spun așa, din care îmi câștig existența. Nu e mare lucru, dar e bine, pentru că până acum nu exista nimic, pur și simplu. Și încerc să mă liniștesc și poate la un moment dat, de fapt, sigur că n-ai cum să oprești chestia asta, o să încep din nou treptat să mă dezvolt, să deschid și alte orizonturi și alte afaceri, dar bazându-mă pe experiența prin care am trecut și bazându-mă pe maturitatea pe care eu zic că am câștigat. Tot legat de oamenii, care au fost provocările cele mai mari care ți-au adus oamenii și prin care ai trecut, Bogdan, și cum te-au influențat ele? Ce lecții ai descoperit lucrând cu oamenii? Apoi am descoperit și oameni care, uite, au fost alături de mine și moral și financiar în perioada asta în care eu am pierdut toate afacerile și toți banii. Oameni la care nu mă așteptam. Deci oameni la care nu mă așteptam, nu vreau să le dau numele că nu sunt ei genul care să dorească să fie menționați, dar am învățat că sunt și oamenii care au trecut și ei la rândul lor la un moment dat prin ce am trecut eu și te înțeleg, adică ei empatizează altfel cu tine. Da, și ăsta este un mare câștig pentru că mi-am câștigat și prieteni în domeniul ăsta, nu doar neapărat parteneri de business cu care să mai faci, eu știu, un live, un video, un eveniment. Am învățat că oamenii care vin să lucreze pentru tine, bine, asta e banal, dar o spun, vin să lucreze pentru tine pentru că vor să câștige un salariu și asta e clar. Am mai auzit undeva la un adevărat antreprenor pe internet când spunea că este foarte bine să reușești să-i faci pe oameni, pe angajații tăi să-ți urmeze visul tău, adică și ei să-ți urmeze visul tău, ceea ce mi se pare extraordinar dacă faci așa ceva. Asta e de domeniul fantasticului, spre exemplu. Să le oferi viziunea ta. Da, adică ei să fie atât de atragi de viziunea ta încât și ei să se implice, nu știu, măcar 25% cât te implici tu. Și antreprenorul ăsta spunea că el a reușit să facă acest lucru și e de admirat să facă asta. Bun, ce am învățat eu bine, e vorbit de cineva la un nivel foarte sus. Dar ce am învățat eu, încă o dată, la nivelul nostru de antreprenori mici, întreprinderi mici, nu știu, 2, 3, 4 maxim angajați, este că oamenii vin pentru că au nevoie de un salariu, au nevoie să-și câștige existența și atâta timp cât tu le dai salariu despre care ai vorbit la început și îl dai la timp și le creezi un mediu confortabil acolo la locul de muncă și liniștit și ceva friendly acolo, ei își fac treaba lor și lucrurile merg bine. Nu o să depășească niciodată zona asta de confort, adică să ia stai puțin să-l ajut eu pe Bogdan să-și crească el business-ul, că îmi place mie de el, pentru că nici tu nu-ți permiți să-i plătești extraordinar de mult sau să dai, eu știu, să creezi un sistem de bonificare extraordinar care să-i motiveze, că ești mic, ești și tu la început. În momentul când îți permiți să oferi salarii mai mari și să dai bonusuri
de obiectiv, de performanță, poate atunci oamenii se vor implica, dar până ajungem noi cu o întreprindere mică în punctul ăla, trebuie să te zbați foarte mult și lucrezi și tu foarte mult, da? Că știi foarte bine că umblă internetul, e plin de reclame din astea cu să ne facem antreprenori ca să nu mai muncim, să fim liniștiți. Dar la început muncești mai mult de 8 ore pe zi, 10-12 ore pe zi, plus că ai responsabilitățile astea care te stresează, da? Te țin acolo gânditor. Nu poți să dormi noaptea, te gândești la ce să faci, cum să rezolvi o situație sau alta. Am mai spus-o peste tot unde am mai vorbit și pe unde am mai avut ocazia, ca antreprenor în fiecare zi ai ceva de plătit. În fiecare zi ai ceva de plătit, da. Iar apropo de faptul fii propriu șef, că îți faci business-ul tău, tot așa am mai spus și acest lucru, când ai un business ai mai mulți șefi, că practic toți clienții tăi sunt șefii tăi. Tu trebuie să îi satisfaci, să le livrezi la timp, să, exact cum te duci la muncă și trebuie să îi livrezi managerului tău sau șefului tău de echipă, să-i faci treaba, să-i livrezi proiectul la timp, așa trebuie să faci cu fiecare client în parte când ești antreprenor. Nu contează că vinzi mobilă, brânză sau site-uri. Corect. Și vreau să aducem în discuție freelancerii și antreprenorii. Care este diferența în viziunea ta, Bogdan, între freelancer și antreprenor, în afară de faptul că antreprenorul are angajați și freelancerul lucrează pe cont propriu? Cunosc foarte bine domeniul ăsta de freelancing. Am început în 2014 și am lucrat până în 2018 ca freelancer pe platformele din America. Păi e o diferență. E o diferență foarte mare. Te ascult. Pentru că în freelancing lucrurile sunt extrem de clare. Tu primești niște giguri, niște jobulețe, da, să le spunem mai exact, și ai un timp de livrare și un cost pe care ți-l pui tu. Și deci tu ești, ca freelancer, tu ești întreg mecanismul. Da. Tu ești vânzătorul, tu ești livratorul, tu ești contabilul, tu ești absolut tot. Tu trebuie să ți le faci pe toate. În schimb, când treci în partea cealaltă, de la freelancer la antreprenor, îți permiți să delegi, adică să ai contabil, să ai un om de vânzări, să ai mai mulți oameni cu... Nu știu ce să zic, altă diferență față de asta. Bineînțeles, și responsabilitățile sunt mai mari la antreprenor, la freelancer nu sunt atât de mari. Cu toate că și ca freelancer ai responsabilități, pentru că dacă lucrezi cu un client pe anumite platforme și nu e mulțumit și îți dă un rating prost, te afectează. Corect. E un business la un nivel mai mic, să zicem sub IMM, să spun așa, sub o întreprindere mică e freelancing-ul. Însă, în freelancing, ai văzut oameni care să câștige mult mai mult ca un antreprenor, da, Bogdan? Păi da. Și care este motivul? Cum îți poziționezi prețul? Prin ce, ca freelancer, prin ce modalități, prin ce skill-uri îți poziționezi prețul mai mare față de competitorii tăi? Cum îți deprinzi această abilitate de a-ți crește prețul? Prin ce metode și prin ce circumstanțe? A, prețul poți să ți-l crești, poți să spun exact, pentru că eu am pornit în 2014 de la $5 pentru un serviciu, da, și am ajuns să-l vând și la 100 și la 200. Același serviciu? Da, da, da. Cum ajungi în punctul ăsta? Prin experiență. Da? Pentru că platformele astea de freelancing arată experiența ta, da? Prin ratingurile pe care le ai, prin toate joburile pe care le-ai făcut, pentru că dacă eu sunt acum de 3 ani în freelancing pe platforma X și vii și tu acum, automat că este o diferență mare între noi doi. Poate tu vinzi, nu știu, serviciu de a realiza un logo, da, și eu la fel. Da. Eu îmi permis să-l vând cu $200, tu nu-ți permis să-l vinzi cu $200, îți permis să-l vinzi cu 5. Și e posibil ca tu să-l faci mai bine decât mine. E posibil, da. Dar faptul că eu am o experiență în spate, da, clientul respectiv se uită la mine și vede, ăsta a lucrat cu 3000 de oameni până acum. Da, un exemplu. Okay. Tu ești nou. Da? A lucrat cu 3000 de oameni. Uite, citește niște review-uri, vede că ai lucrat cu un tip și zice, uite, mi-a făcut logo-ul ăsta, nu mi-a plăcut, dar după aia mi-a mai făcut iar, după aia mi-a mai modificat, am fost foarte mulțumit că a răspuns tuturor cerințelor mele. Deja el vede acolo un background, da? Corect. Și
ca să facem așa o paralelă, cam așa este și cu brandul, da? De aceea unele tricouri ăsta se vinde cu 5 lei și dacă scria Boss pe el, era 500 de lei, da? Materialul poate fi la fel, dar brandul este, brandul vinde. Deci așa poți să crești prețurile, creindu-ți un brand, dar brandul se face în timp, trebuie să ai răbdare. Eu am ajuns după aproape 3 ani să vând ce vindeam la 5 euro la 100 sau 2. Și bineînțeles că, uite, în freelancing n-am făcut cum am făcut în business. N-am sărit de la 5 la 100. Am urcat de la 5 la 10, de la 10 la 20, de la 20 la 50, de la 50 la 70, la 80 și la 100. Da, deci am luat-o treptat. Ăsta e secretul, să nu te grăbești. Și să ai grijă să-ți formezi background-ul acela. Și ce consider că s-ar fi întâmplat dacă ai fi început direct cu 200 de dolari? Nu mă băga nimeni în seamă, clar. 100%. Nu mă băga nimeni în seamă. Păi de ce să mă bagi cineva în seamă? Când acolo, pe platformele astea de freelancing, și în general, să zicem că nu ești pe platformă și, nu știu, te recomand eu cuiva. Da. Te întreabă ce ai mai făcut, arată în ce ai făcut. Și pe nu știu, că eu azi m-am apucat. Dar cât îmi iei pe un logo? 200 de euro. Deci nu lucrează cu tine, nu? E logic. Deci asta spun, că nu mai știu care era întrebarea acum. Dacă un freelancer poate câștiga mai mult ca un antreprenor și care sunt circumstanțele prin care poate să facă da, asta. Poate să facă, da. Poate să facă, pentru că banii pe care îi câștigă freelancerul vin strict la el, mă rog, mai plătește și el taxe dacă vrea. Un antreprenor care își formează un business trebuie să ruleze foarte, să aibă foarte mult cash flow, să se dezvolte, mai schimbă oamenii, mai pleacă un om, mai vine altul și profitul, dacă există, da. La început. Cumva tot trebuie să-l reinvestesc. Dar există freelanceri care, și există și angajați care câștigă mai mult decât unii antreprenori. Asta este ei, clar, da. Păi, deci, la Jeff Bezos, de exemplu, un angajat de la Jeff Bezos face bine, sute de mii. Gândește-te câte firme din uite, și la cei din grup, din Online Business România, cum m-ai întrebat, sau din alte grupuri, care au o firmă și fac diferite business-uri, da, oferă diferite servicii și să zicem că, nu știu, au o cifră de 15.000-20.000 de euro anual, da? Da. Adică au un câștig de 2.000 lunar, din care, nu știu, mai plătesc taxe, impozite, să zicem că le rămân vreo 1.000. Sau să zicem că au mai mult, au 5.000 și mai plătesc taxe, impozite, diferiți colaboratori sau, da, sau angajați. Rămân undeva pe la un 2000-2000 ceva de euro profit. E un business, da? E un business, da, pentru el, că își face el business lui. În schimb, sunt angajați care câștigă peste 10.000 de lei, peste 15.000, 20.000 de lei. Să duc și fac treaba acolo, lucrează mai puțin decât antreprenorul ăsta, știi? Da. Pentru că, uite, vezi, asta nu se spune niciodată, că sunt cursurile astea și consultanții ăștia care merg întotdeauna pe ideea asta. Hai să muncești mai puțin, să câștigi mai mult, ceea ce, în schimb, aici, ca în business, ai posibilitatea nelimitată să te dezvolți, într-adevăr. Chiar dacă tu acum ești la un job și ai 20.000 de lei salariu și eu sunt un antreprenor la nivelul ăsta și câștig și 1.500 de euro, adică până în 10.000 de lei, eu că sunt perseverent și merg în direcția asta, am posibilitatea să mă dezvolt nelimitat. Tu nu ai posibilitatea să te dezvolți nelimitat, dar poate nici nu vrei, da? Poate nici nu vrei, pentru că nu trebuie să fim cu toții, eu știu, antreprenori, freelanceri sau angajați, fiecare ce place, ce simte el să facă. Asta e partea bună în antreprenoria, că îți organizezi timpul, da, îți organizezi tu timpul cum vrei. Asta e realitatea, chiar dacă lucrezi și 20 de ore pe zi, până la urmă tu îți organizezi timp. Da, asta este marele câștig, în primul rând, și apoi este, cum am spus, faptul că ai posibilități nelimitate. Totul depinde de tine, de cât de inteligent ești sau cât de inteligent vrei să devii, cât de mult te educi, de unde te educi, da? Și cu cât investești mai mult în tine și înveți mai mult și experimentezi mai mult, cu atât întâmplările astea, experiențele astea te ajută să devii mai bun și să câștigi mai mult. Corect, și că tot venim vorba de câștigat mai mult. Scopul meu în această viață, chiar că dacă pare unul nebunesc, așa îmi place, este să ajut peste 1 miliard de oameni și să ajung miliardar. Și cifra de afaceri la care vreau să ajung în această viață este de 25 de miliarde de euro, de dolari. 25 de miliarde de dolari? Da.
da, da. Faci succes, ce să zic. Mulțumesc. Și chiar zilele trecute am fost la un eveniment să cânt și cugetam la acest lucru. Mă fac până acest moment până în 2000 de euro lunar și cugetam acolo, stăteam acolo, cântam și băi, eu vreau să ajung la 2 miliarde, ok, până la 25 de miliarde, ok, până acolo trebuie să ajung la 1 milion, până da. La 1 milion de euro, cel exact. Puțin. Eu pas așa, cu pas, și da. Văzând acest lucru, am primit un mesaj de la un prieten cu care am făcut un short și i-am zis, adică a depășit 30.000 atunci când 30.000 de view-uri. Uh-huh. Și i-am scris în acel videoclip, în acel short, el zicea că pentru cine face un exercițiu să vorbească cu 1000 de oameni, îl va angaja în firma lui și le va plăti cu 2000 de euro. Așa zicea în short. Uh-huh. Și după i-am scris lui băiat, frățiorul, ai de plătit 9 milioane de euro. La 30.000 de oameni, ori 2000 de euro, 9 milioane de euro. Și după m-am gândit, atunci mi-a venit mie un declic în gând, faptul că ca să ajung la un profit de miliarde, e necesară ori să ating un număr foarte mare de oameni cu un produs cât de cât ieftin, da. Ori cu un produs high ticket, un număr restrâns de oameni. Cum consider că un om poate să atragă oameni, adică să facă un produs de high ticket, un produs performant la o mică mână de oameni și să ajungă milionar, de exemplu? Cum vezi? Asta da. Mă întreb pe mine? Da, da, Bogdan. M-am și necat. Nu știu, eu n-am vândut niciodată high ticket. Cât deci, ai vândut cel mai mult? Deci eu n-am vândut niciodată high ticket, am spus prin freelancing am vândut servicii așa de 100-200 de dolari. În afacerile despre care ți-am zis, da. Uite, începusem cu produsele alea care erau tot la fel, multe produse la preț mic, okay. Dar foarte multe. Okay. Apoi serviciile de marketing, tot așa, prețuri mici, medii să zicem, da, dar niciodată high ticket, n-am ajuns niciodată în zona aia. Nu știu de ce, probabil mi-a fost frică, cred că despre asta a fost vorba sau n-am avut încredere destulă în serviciile mele, în abilitățile mele. Deci nu prea aș putea să zic cum ajunge un om să vândă acolo, decât așa, nu știu... Teoretic. Teoretic, da, mm-hmm. Pentru că adică nu trebuie să iei asta ca pe un sfat din partea mea, pentru că n-am făcut niciodată lucrul ăsta. Dar răspunsul meu ar fi tot în direcția asta, în urma consolidării unui brand. Pentru că așa este piața, așa merge. Cine vinde scump? Cine e cunoscut? Da? Uite, îl avem exemplu pe Cristiano Nețiu, da. Care este un foarte bun exemplu în cazul de față, care el vinde high ticket, da? Am auzit că... 2000 de euro o oră de... Da, exact. De ce a ajuns el să facă chestia asta? Pentru că a investit foarte mult în imaginea lui. A fost prezent de la cel mai mic creator de conținut până la cel mai mare, da? A ajuns la televizor, a apărut la emisiuni de genul Imperiul Leilor, a investit și banii reclamă în online, a vorbit despre el, despre ce a făcut și practic asta i-a consolidat brandul. Și vezi tu, la noi în continuare, în România, televiziunea te ajută foarte mult în brandingul personal. Corect. Pentru că e normal, el se bazează foarte mult pe aspectul ăsta, că a fost la Imperiul Leilor. Și, adică nu ajunge oricine acolo. Bine, în fine, așa crede lumea, dar cam ajunge oricine. Dar vreau să zic cum percepe piața. Da? Pentru că putem să mergem la un antreprenor care are nevoie de informații, da? Da. Și vrea să acceseze ore de consultanță de business. Și are bani. Zice, uite, are 10.000 de euro. Zice, băi, uite, am ăștia 10.000 de euro, vreau să investesc în consultanță pentru business. Normal că se va duce la unul ca Cristiano Nețiu, care este peste tot, îl vede peste tot, decât la altul care poate să fie și mai bun decât el, că nu e cel mai bun el, care? Asta e clar, da. Dar care nu a știut să-și facă reclamă atât de bine, nu a știut să-și consolideze brandul. Deci,
Răspunsul meu ar fi că tot consolidarea brandului într-un mod inteligent și în trendul din piață din ziua de azi este răspunsul către a vinde high ticket. Consideră că poți să-ți faci un brand un brand mare în câteva luni de zile, Bogdan? Da, eu am un clip pe YouTube făcut în anul 2022, în decembrie făcut. Da. Și am spus, l-am numit fix așa, cum s-a ajuns să vinzi servicii de 10.000 de euro. El este foarte basic, da? Nu am vrut să vând nimic cu brandul, cu video-ul ăla, pentru că nici nu e nimic de vânzare la final. Okay. Dar am explicat cum văd eu lucrurile. Da, și am spus și ce buget ai nevoie. Da? Nu mai știu exact cât am zis, câteva mii de euro. Da. Dar am spus exact pașii ăștia pe care i-au urmat acești guru din business care evoluează acum pe piața din România, cum ar fi Loran Soares, Cristian Lonețiu și alții ca ei. Pentru că dacă urmezi ceea ce au făcut ei, ajungi și tu ca ei. E simplu. Și au investit foarte mult în chestia asta. Au mers la podcasturi, atât la oameni din nișă de business, da, care sunt mai mici, care au, nu știu, 1.000-2.000 de urmăritori sau de vizualizări, pardon. Da. Apoi au făcut pasul, au trecut către creatori de conținut mai cunoscuți, da, medii, să zicem, și apoi pasul și mai mare s-au dus către cei foarte mari, cum ar fi Măruță, care face podcasturi Morar și alții ca ei, da, care sunt foarte cunoscuți pentru că sunt în televiziune de zeci de ani. Da. Au luat, și da, vezi, au făcut treptat chestia asta. Bun. Au terminat partea asta cu podcastul cu online-ul. Au continuat sistemul lor de promovare online, adică și-au făcut clipuri, și-au făcut bannere, și-au investit în Facebook Ads, în Instagram, în Google Ads și așa mai departe. Da. Au făcut webinarii, au strâns oameni, 2000 de oameni care s-au uitat, 20 sunt interesați, 5 cumpără. Așa? După care au mers și către televiziune, că au apărut și la televizor. Da? Și la televizor poți să apar dacă lucrezi cu un PR bun, și faci lucruri, na, și trebuie să faci ceva. Normal. Așa? Da, ceva, ieși din context. Da, mergi și pe la astfel de televiziuni, de emisiuni și preziți diferite lucruri. Și dacă faci acest lucru constant timp de 6 luni, un an, ajungi să-ți consolidezi și tu un brand și poți să vinzi și tu apoi high ticket, zic eu. Dar trebuie să ai și buget pentru asta, să ai și echipă să te ajute, să ai și răbdare, da? Și o poți face. Asta cred eu. Deci, da, încă o dată spun, teoretic, da, din ce am văzut la alții, pentru că eu nu am făcut. Dar sunt conștient că dacă aș face, dacă aș avea bugetele astea și timpul ăsta la dispoziție să-l investesc, aș putea să ajung. Pentru că lumea cumpără, cum să zic, omul ăla, brandul ăla. Asta cumpără lumea. Te vede acolo, știe, te știe. Cum ți-am și spus, tu și sunt oameni, deci eu am văzut în grupul ăsta, în Online Business, da, România, de-a lungul timpului, sunt oameni foarte inteligenți, oameni vizionari, oameni cu idei extraordinare și cunoștințe multe, mult mai multe decât cei pe care îi vedem noi în mediul online, care și-au făcut o publicitate foarte mare. Dar nu i-a interesat, ori nu i-a cunoscut. Eu chiar am avut ideea și am în continuare ideea asta, uite cum faci tu podcasturile astea, da, să fac un podcast care să se numească podcast cu oameni pe care nu-i cunoști, dar pe care ar trebui să-i cunoști. Mm-hmm. Că sunt foarte mulți în România, da, care fac chestia asta. Deci asta ar fi răspunsul meu. Îți mulțumesc, Bogdan, pentru acest podcast remarcabil pe care l-am, da, făcut împreună despre afaceri. O completare, aș putea spune, la primul nostru podcast, da, da, într-un fel sau altul, în care am vorbit despre freelancing și despre antreprenori și despre angajații. Și o ultimă întrebare, Bogdan, că tot avem aici o cărticică care am promovat-o într-un fel sau altul, fără să vrem, ce te face să continui într-un mod pozitiv? Mulți m-au întrebat lucrul ăsta, ce te face să continui. Mulți văd greșit chestia asta, că vezi, Doamne, ești ambițios, ești perseverent, ești curajos și alte laude de genul ăsta. Dar la un moment dat ajungi să fii nevoit să continui. Și eu continui pentru că sunt nevoit, altceva n-am ce să fac. Deci nu e nicio mare bravură sau ceva extraordinar, n-am vreo calitate extraordinară că am ales eu să continui. Sunt nevoie să continui, altceva n-am ce să fac.
odată ce intri în jocul ăsta trebuie să mergi până la capăt. Deci nu, nu are treabă neapărat cu... Într-adevăr, trebuie să fii și un pic perseverent, să ai și o doză de nebunie, să fii și ambițios, dar cel mai important, cel mai mare impact o are nevoia. Nevoia le întrece pe toate. Da, da. N-am încotro. Deci n-am încotro. Ce să mai faci în momentul ăsta când ai falimentat de două ori, ai toate datoriile din lume, ești blocat peste tot, trebuie să găsești soluții să îți revii. Și soluțiile nu se găsesc în zona cealaltă să mă duc să mă angajez. Și dacă aș vrea, nu aș putea. N-am cum. De asta spun că sunt nevoit să continui pe drumul ăsta. Îți mulțumesc. Îți mulțumesc și eu foarte mult. Succes în continuare. Mulțumesc. Pe Bogdan îl puteți găsi pe Facebook, pun toate linkurile în descriere și unde te mai pot găsi Bogdan? Acasă, dacă vrea cineva să vină pe la mine, lăsăm adresa aici. Pe Instagram sau pe Facebook. Bogdan 31 mai bine. Mulțumim. Mulțumim foarte mult. Bucurii divine și să ne revedem cu bine. Doamne ajută.